Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Față în Față. În această seară aducem în fața dumneavoastră invitați speciali. Este vorba despre domnul profesor dr. Constantin Dulcan, medic neurolog și psihiatru, și Dan Alexoae, kinetoterapeut. Bună seara și bine ați venit! Seara, minele, bine v-am găsit! Domnul profesor Dulcan, invitatul nostru special din această seară, este membru al unor prestigioase societăți științifice naționale și internaționale, autor al unor brevete de invenții, titular al unor importante cursuri universitare, deținător a numeroase premii științifice internaționale. Despre dumnealui am putea spune că este o minte luminată, are lucrări care au bulversat lumea științifică românească și nu numai, reamintim inteligența materiei și în căutarea sensului pierdut. În această seară aducem în atenția dumneavoastră o primă lucrare a domnului profesor, apărută pentru prima dată în 1981, și anume în căutarea inteligența materiei. Așa cum spuneam, discutăm despre inteligența materiei în această seară. Domnule profesor, în cer iertare, n-aș vrea să vorbesc peste dumneavoastră. În urmă cu un an de zile, mai precis pe 22 iulie, în acest studio, la o emisiune cu dr. Gianu, un prieten al nostru, era ziua în care dumneavoastră lansați a treia ediție a inteligenței materiei la Teatrul Metropolis în București. La ora 18 eram aici în studio, am mai povestit despre carte și am promis atunci telespectatorilor că veți fi la drobeta Dr. Severin. Și iată că această zi s-a împlinit. Da, e o zi fericită pentru toți. Sper. De atunci s-au întâmplat niște lucruri. Am vorbit ieri cu o prietenă de a noastră, doamna Tăbărană Dana, de la librăria de aici, din Turnu Severin, și mi-a spus, băi, am dat această carte de nu mai știu. S-a vândut foarte bine, vreau să vă spun. Sunteți foarte citit. Mi-aduc aminte, da, cu vreo 2-3 luni în urmă a venit o pacientă la cabinetul meu din Turnu Severin. Și o întreb, cum ați ajuns lumea de la Turnu Severin până aici, și spune, păi la noi sunteți foarte citit, sunteți foarte cunoscut. Dar nu m-am gândit atunci că o să fiu chiar invitatul dumneavoastră. E o mare plăcere și onoare. A fost o complicitate, ca să zic, a mea, un vis și o dorință și care, iată că s-a plăcut. Și vă mulțumesc în numele tuturor severinenilor. Și eu vă mulțumesc pentru această amabilă invitație. Vă mulțumim și noi frumos pentru că ați acceptat invitația noastră din această seară. Și aș începe această emisiune prin a cita câteva aprecieri referitoare la cartea dumneavoastră Inteligența Materiei. Pentru cei care încă nu au auzit despre această carte, am să citesc câteva aprecieri făcute de oameni la fel de importanți. Academicianul Eugen Pora scria, o delectare sufletească. Rar am avut prilejul unor astfel de satisfacții spirituale. Profesorul universitar Păunescu Podanu spunea, ați făcut prin această carte o operă de luminare a multor minți. Ați realizat o operă de curaj menită să-i însufle și altora îndrăzneala de a gândi deschis. Profesorul Popescu Neveanu afirma, una dintre cărțile rare spre care merită să-ți îndrepți atenția. Domnul profesor Solomon Marcus, Dumitru Constantin sistematizează o sumă de fapte care pun în evidență o ordine și o coeziune a naturii cu nimic mai prejos decât cele pe care omul le introduce în mod deliberat în mediul său. Bineînțeles că Dumitru Micu spunea că o carte dintre cele care se epuizează fulgerător. Cartea nu este doar un depozit de informații științifice, ci un instrument de inițiere a profanului în universul biologiei. Aprecierile sunt mult mai multe, acestea citatele ar putea continua, însă aș vrea să intrăm în subiect. În inteligența materiei dumneavoastră spuneați, afirmați acolo că de fapt în spatele materiei ar exista ceva subtil, ceva inefabil, abia tangibil și abia sesizabil sufletului uman, și anume energia, informația. Până la urmă, ce înseamnă, domnule profesor, această sintagmă, inteligența materiei? Ce ar putea să înțeleagă cei care nu v-au citit cartea atunci când aud acest lucru? Păi, dumneavoastră deja ați dat jumătate din răspuns spunând că înapoi al tuturor lucrurilor există ceva, există o energie, există o informație, de fapt o informație inteligentă. Deci analiza universului, a tuturor felurilor din univers, dacă începem de la prima undă de lumină, de la teoria Big Bang-ului, până la complexitatea funcțională a creierului nostru, constatăm, în ciuda a ceea ce știința oficială afirmă că totul e o întâmplare, o evoluție prin întâmplare, deci organizarea Universului, chipurile s-ar fi făcut la întâmplare și a ajuns de la haos la inteligență, contrar acestui afirmații, acestei aserțiuni, eu consider că înapoi a tuturor lucrurilor există o inteligență. Aceasta se cheamă inteligența materiei. Încă materia, în ultima instanță, nu este decât un câmp de energie. Și avem astăzi argumente foarte aduse în știință de către fizica cuantică, care postulează că în profunzimea materiei sunt informații mai adânci decât cele genetice.
afirmație care a fost făcută de profesorul Drăgănescu încă din 79 în profesorul meu material, o carte excepțională scrisă dumnealui. Deci de un fizician, bine, bun cunoscător al fizicii cuantice, care face deja această afirmație. Iată că în profunzimea lucrurilor, informații mai adânci decât cele genetice presupun că la nivelul de câmp cuantic, la nivelul fundamental al materiei, acolo unde materia este doar sub formă de cuante, încă nu este atom. Deci dacă am presupune un nivel care tinde către o suprafață de structurare, de organizare pe straturi, atunci am plecat de la nivelul cuantic, ajunge la nivelul atomic, sub particule, atom, de la atom, molecule, molecule, structuri și iată-ne noi. Ei, acolo par să fie modele morfogenetice ale acestei lumi. Modele care sunt într-o stare potențială. Ele devin lucruri realitate pe măsură ce materia derulează existența, evoluția și acolo există și inteligența care structurează toate aceste modele. Deci acestea se cheamă inteligența materiei. Este realmente o inteligență. Care este ceea ce noi, ceea ce religiile și o să întreagă de tradiții spirituale, sigur, i-au spus sub diverse denumiri, putem să-i spunem inteligență, conștiință cosmică, i-au spus alții fizicienii, Max Planck, unul din mari mentori ai fizicii cuantice, îi spune mintea materiei. Practic, din ceea ce spuneți dumneavoastră, putem deduce faptul că materia nu ar fi nimic altceva decât energie condensată? Absolut. Cum s-a produs această condensare a energiei și apare structura noastră fizică așa cum o vedem cu... Printr-o evoluție pe care știința o apreciază ca având cam 14 miliarde de ani. Deci la început se presupune că n-a fost decât o simplă undă de lumină, o materie sub o formă infim de mică, mai mică decât vârful de ac, dintr-o dată, din miliarde de grade temperatură, se extinde, scade temperatura, apare primul element hidrogenul, după aceea se formează toate elementele din tabloul lui Mendeleev și începe istoria, aventura materiei, de la materia anorganică, materie organică, viu. Aceasta e cel puțin ceea ce descrie știința și nici nu putem să concepem cu mintea noastră o altă evoluție decât aceasta. Marea întrebare care s-a pus științei este asta. Trebuie lucrul ăsta să precizăm. Și știința actuală, oficială, admite că există o inteligență în lucruri. Numai că ei susțin că de la întâmplare s-a ajuns la, prin evoluție la inteligența pe care noi o distingem într-o celulă de pildă, în timp ce eu și cei care au o concepție spirituală despre univers și avem destul de multe argumente pe care sperăm să le discutăm acum că altfel rămânem la simple afirmații și nu o să convingem niciodată pe cei care ne ascultă, afirmă că inteligența este primordială înaintea lucrurilor. Deci informația primordială aparține acestui câmp, acolo suntem zămizniți sub forma unui model potențial. Putem să devenim sau ba. Materia, știm astăzi din fizica cuantică, că realitatea care o percepem este numai un nivel al ei, un strat. Dar există și un al doilea strat în care numim, dacă vreți, stratul esențial, dimensiunea esențială a existenței. Lumea noastră concretă este doar expresia secundară a acestei dimensiuni esențiale în care există informația primordială, inteligența care este la baza tuturor lucrurilor, arhitectul, pe care religia a numit Dumnezeu. Spuneam că mari mentori ai fizicii cuantice au numit-o mind of matter, adică mintea materiei. Jung îi spuneam savoir absolut, adică o cunoaștere absolută. Deci acolo, dincolo de noi, în profunzimea lucrurilor unde ochiul nostru nu percepe, nu pătrunde, există o cuneaștere, există o minte. O minte a universului, o conștiință numesc școala de la Harvard. Deci, Princeton. În consecință, mintea mea pare să fie doar un fragment din marea minte cosmică. Noi suntem expresia ei, dacă vreți, a unei inteligențe anterioare noastre, a unei conștiințe anterioare noastre. Și atunci, în această idee, am anticipat deja viitoarele discuții, creierul pare să fie expresia unei conștiințe, a unui spirit. Și atunci putem să facem o concluzie simplă. Spiritul, acesta universal pe care vorbește și Hegel și întreaga filozofie, își construiește vehiculul prin care se poate exprima.